Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Roleplay pe Domești. Ei bine, jupânilor, înainte de începe acest minunat episod, v-aș ruga tare, tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care îmi urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal YouTube. Și bineînțeles, nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, pentru că acolo am linkul de la toate modurile din seriile noastre de roleplay, așa că haideți cu un mare follow dacă vreți modurile pe care le am și eu în seriile noastre de roleplay. Instagramul aveți aici în stânga jos și bineînțeles, noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem la bar aici la Nea Vasilica. Am venit să beau și eu o bere cu lămâie, că nu mai pot. E cald tare afară. Și, bineînțeles, sunt aici cu un tractoraș. Ia să traversăm noi strada. E vorba despre un 650M. Un UTB cu care o să strângem noi baloții. Pentru că, după cum știți, am doi baloți și vreau să-i strâng, să nu-i las acolo pe câmp. Ca acolo mai fac niște treburi și nu vreau să aglomerez treburile. Și o remorcuță aici, după cum puteți vedea. Asta e, bineînțeles, remorcuța sau tractorul cu remorcuță, cum să-i zic. Le-am împrumutat de la Nea Valentin. Nea Valentin are și el o mică fermă. Da, bine, el nu se ocupă chiar atât de mult cu ferma. Mai mult, el e cositul și cu balotatul atâta. Și de aia are și furcă pentru baloți. Așa că haideți să ne urcăm în tractor, să-l pornim. Cam așa porniște, cam greu. Cam greu porniște tractorașul nostru, dar merge, n-are treabă. Semnalele merg, farurile merg, asta e important. Și acum să-l băgăm în viteză și să mergem direct la noi pe câmp acolo la adunat de baloți. Trebuie să aduc și o mașină de piatră, trebuie să aduc o basculantă de piatră la noi acolo. O să aduc, eu cred că astăzi, după ce o să strâng baloții, niște piatră la noi acolo, la viitoarea stână. La viitoarea bază, o să aducem un roman de la Dizer, am vorbit cu domn primar. El a zis să iau mereu piatră când am nevoie, că nu-i problemă, că l-am ajutat de atâtea ori. Așa că o să venim astăzi să luăm și piatra și nu o să fie vreo problemă sau ceva. Noi să adunăm mai întâi și baloții, după aceea să-i ducem și acasă. Ia uite, urcă cam greu pe aici tractorul Nea Valentin, văd că. Da, Nea Valentin mai are el niște capre, niște oi și când o să fie să-mi fac stâna, poate o să cumpăr de la el oi. Nu știu, acum o să vedem că până îmi fac stâna mai durează ceva, mai trebuie să investesc vreo câțiva bani frumoși și mai e de treabă, nu e chiar gata, e destul de multă treabă. De împrumut nu vreau să mă împrumut în bănci, nu vreau să mă împrumut în nimic, că deja cu băncile m-am lămurit care-i treaba și nu mai vreau să mă împrumut deocamdată la bănci sau ceva. Orice simplu vreau să fac eu prin munca mea, să fac eu treaba pe acolo și să fie totul cum trebuie. Adică așa gândesc eu acum fiecare, vă dați seama. Eu vreau să îmi fac de la zero tot cu banii mei, fără împrumuturi, fără nimic. Așa că cel mai ales de la bancă, mai ales de la bancă fără împrumuturi. Că așa poate mai împrumut de la cineva, dar deocamdată nu vreau nici asta, să nu fiu dator la nimeni, că e bine să nu fii dator. Așa dorm și eu noaptea mai liniștit, să zic sincer. Bine, acum fiecare. Alții, na, se mai împrumută în bancă, poate vor să-și iau o mașină nouă sau o casă. Asta fiecare, acum cum vrea. Nu e așa. Eu nu vreau să mă împrumut deocamdată, cel puțin. Pe viitor, cine știe. Poate o să mă împrumut și pe viitor, dar nu știu, o să vedem. Ia să-i dăm noi un semnal aici la stânga și să urcăm și noi pe aici la adeal la noi. Aici o să venim, pe aici o să-mi fac eu baza pe viitor și o să fac eu treabă multă pe aici. Am de gând să fac multă treabă. Acum ia să vedem. Mai întâi o să punem baloții pe remorcă, o să-i legăm și după o să mergem să aducem piatra. Hai, UTB-scule, urcă, nu mă lăsa. Ai fix tu, nu urci pe aici. Mă gândeam eu că nu urci, că cam greu, dar nu știu de ce. E pantă mare oricum pe aici. Poate o să mai fac o intrare pe altundeva. Dar, na, asta este. Bun, haideți să mergem să luăm baloții. Ia să vedem. O luăm pe aici frumos pe la dreapta și să îi luăm. Să las remorca asta undeva, dar nu chiar așa. Uitați, o las mai drept. Cumva. Decuplăm frumos de pe aici tot ce trebuie. Și acum să îi luăm și să-i punem pe platformă, bineînțeles. Ia să vedem cum funcționează astea de la furcă, să vedem dacă putem lua baloții. Ia să vedem.
Sunt curios, nu prea am folosit eu o furcă de asta, dar bine, am mai folosit o dată parcă sau de vreo două ori, dar ia să vedem, putem să-i luăm? Wow, și încă cum? Încă cum, dar să-i punem mai așa un pic. Atâta, hai că l-am luat pe ăsta cât de cât. Să avem grijă mare că... Aha, uitați, are 350 de kg un balon de ăsta. Deci, ce să mai, e destul de greoi. Ați văzut. Ia să vedem acum să-l punem aici cumva. Ia, putem să-l punem bine sau nu? Acum dăm în marșalier și... Ia, uitați, l-am pus frumos acolo. Îl luăm și pe celălalt. Să-l punem. Ia să vedem, ușor, lăsăm furca jos și... Op, atâtica, ia uitați. Ia uitați, opunilor, îl luăm și pe ăsta. Pac, 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 pac. Stai așa să mă bag mai... Ata, aude, ce bine l-am luat chiar. Hai, de în marșalier, ca nu prea trage UTB-ul ăsta. Cred că are ceva defect la el, cu siguranță, de nu trage cum trebuie. Că ăsta ar trebui să rupă pe aici. Bine, chiar dacă are tracțiune spate, el ar trebui să rupă prin... pe aici. Da, na, fiecare. Ia să lăsăm jos... Hai, măi. Acum, atâta. Perfect, ia, uitați, deja am cuplat aici... La UTB, am cuplat la UTV, am pus deja în remorcă baloții, acum să cuplăm înapoi remorca și cu să-i legăm după aia. Ia să vedem, dăm în marșalier ușor, frumos, până în cârlig, ia să vedem, gata. Hai că am dat până în cârlig aici, dar mai întâi să legăm aici baloții, să stea cum trebuie. Hai că îi lăsăm așa, bam, o bucată, bam, două bucăți. Cuplăm și aici și firele cu totul, să avem semnalizări, îl băgăm. În viteză și am plecat, ia uitați. Ușor, ușor. Nu ne grăbește nimeni. O să lăsăm aici tractorul deocamdată. Și după o să mergem să aducem o mașină de piatră, după cum vă ziceam. Ia uitați, ușor. Unde să lăsăm, nici nu știu unde să-l las tractorul, să vă zic sincer. L-aș lăsa aici sau l-aș lăsa mai prin altă parte. Cred că o să-l las pe aici prin, lângă papucu. Unde e papucu? Cred că aici o să-l las. Ia să vedem, oprim, hop. Și ia să mai, să-l dăm mai în față un pic, să avem loc aici pentru basculantă. Acum să-l oprim, să ne dăm și noi jos. Ia să vedem, hop, uite cum ne-am băgat. Hai că stă bine, cred că avem loc și pentru basculantă, nu? Îi urcă pe aici, încape basculanta, încape fără probleme. Ia să ne urcăm în papuc, să-l pornim și pe ăsta și să mergem să luăm basculantă. Uite că am zis că-l spăl, băi, nu am mai avut timp să-l spăl. Asta este, ce să faci? Dacă n-am avut timp, n-am avut. Am avut o mulțime de treabă, mai ales zilele astea, de când am șantierul aici în lucru, am o grămadă de treabă, bacara apă, bacare nu știu ce, bacara aia, 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 aia. Și da, te încurci cu timpul, mai du-te pe la oameni și mai muncește-le pământul, vă dați seama, se duce ziua repede. Ia să dăm un semnal la dreapta și am plecat direct la încărca piatră, nu o să punem o basculantă plină. Că sau să punem o basculantă plină, nici nu știu ce să, cum să procedez. Aș pune o basculantă plină ca să nu mai fac atâtea drumuri. Ca să nu fac două drumuri, de fapt. Cred că aș pune o plină, o să o pun plină și asta este. Să vedem, urcă, urcă, nu urcă, pa, la revedere, n-am ce să-i fac. Dar eu cred că o să urce. Eu cred că o să urce, nu o să fie vreo problemă. Ia să-i dăm și noi acum frumos cu papucul pe aici. Ia uite ce merge. Rupe stilul, n-are treabă. Să dăm de pe acum un semnal că cine știe. Op! Ușor pe aici să o lăsăm, să nu-mi stric și eu papucu. Că nu vreau să-l stric. Și să vedem, încărcăm frumos cu excavatorul, bineînțeles. Și ducem direct piatra la unde trebuie. Ducem direct piatra acolo. Ușor pe aici să o luăm. Nici nu știu pe unde să parchez. Să-l las, cred că pe stânga, pe aici undeva. Papucu, da, pe aici. Cred că ăsta e cel mai bine. Ia să oprim. Ne dăm în jos, tragem și frâna de mână și haideți să luăm romanul și să luăm romanul și să ne băgăm aici. Că mi-ajunge, cred, o basculantă roman. Ia să ne urcăm, să o pornim. Ia, uitați, n-am mai mers de ceva timp cu ea. De atunci, cred că de când am cărat ultima dată. Și să vedem acum, merge sau nu merge cum trebuie. Hop, 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 hop. Gata, hai că am băgat-o aici. O oprim să nu consumim motorină. Și să ne urcăm în excavator acum. Ia să vedem. Pac, ne-am urcat. Pornim și excavatorul, bineînțeles, Volvo. Ia să vedem. Și acum începem să săpăm aici. Începem să săpăm tot malul ăsta.
gata, hai că am mai luat din mare, uitați, am dat de apă o grămadă. Pe aici, până la urmă, băieții ăștia, eu nu știu ce vor să facă, eu l-am întrebat pe domn primar, nici el văd că nu prea știe ce vrea să facă pe aici, să vă zic sincer. Da, asta este. Fiecare își face treaba. N-ai ce să faci, ia să mai luăm o cupă, hop. Hop, 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 ia pe un să, de un să o luăm. Să o luăm tot de aici, o luăm de mai prin aici. Ia să vedem, hop. Am lăsat cupa, excavatorul și dă-i blană. De aici o să sap și o să iau încă un pic. Atâta, uite că am luat. Uite cât aiazul am făcut aici. Cât aiazul de apă l-am făcut. Aici până la urmă să nu facă un iaz de pești. Că da, n-ar fi rău niciun iaz de pești, să vă zic sincer. Ia să punem frumos. Ia. Atâta, hai că am încărcat și o basculantă întreagă. Atât, să lăsăm aici înapoi ce mai e. Cred că o să... Ia să vedem. Atâta. Și acum să oprim excavatorul. Ne dăm jos, bineînțeles. Aută cât ai altul. Aici e bun de o baie. Aici e bun de o baie, este scald, că e și cald afară. Ia să ne urcăm în Roman. Să vedem dacă poate duce. Cam greu știu că... Știam că cam greu o să duce basculanta asta, dar totuși o să încercăm noi, că n-avem nimic de pierdut. Și îi dăm blană, ia uitați cum s-a lăsat iarăși cabina. O, dar văd că parcă trage altfel acum. Ia uitați cum urcă. Păi băiatule, parcă altfel trage acum. Ce, i-a făcut modificări, i-a făcut soft la romanul ăsta. Ce mama naibii, i-a făcut că altfel trage parcă. Altfel simt și eu la pedal aici, ia uitați. Păi, cred că i-a schimbat ambreiajul, băi. Eu așa zic, că i-a schimbat ambreiajul și ia al camion, băi, acum nici nu se mai... Nu mai are nicio treabă. Ia uitați. Să vedem, dacă îi dă peste 50-60, înseamnă că e clară treaba. Oi, da, cum accelerează. Bine, nu chiar foarte tare, dar totuși accelerează destul de bine. Ia uitați ce merge, basculanta. 60 avem, fără probleme, 70. Nu iau tare că pe frâni, până pun eu frână, așa că merge mai încetul. Eu mă minunam că merge așa de repede cu încărcătura asta. Bine, dar n-are foarte mult, cât are? 19 tone, 20 de tone, hai punem de piatră. Hai că n-are chiar mult față de merțanul ăla, basculanta cealaltă care ducea 50 de tone aproape. Asta e un fleac dacă stai și te gândești. Dar pe frâne stă prost tare pe frâne, romanul ăsta. Prost tare, dacă vrei să eviți ceva și să pui frână, nu te oprești cu asta. N-ai ce să faci, tragi de volan, cam atâta. Ia să vedem, noi ne băgăm și noi, uite. Uite, frate, câta... Nici n-am putut să mă opresc, băi, ești nebun. Deci de aia, mă. Nu, cred că m-am învățat cu merțanul, care trăgea greu, că la 50 de tone, vă dați seama, tragi greu. Și de aia mi se pare mie mai lejer acum cu basculanta asta. Că am mai mers și cu Fiat-ul, care tot la fel ducea greu și m-am obișnuit să merg cu utilajele astea greu, tare, mai ales când sunt încărcate. Și de aia mă gândeam, ia, uite, e în deal de unde, că nu mai urcă. A mers pe acolo, dar în deal mai greu. E, urcăm totuși noi ușor, ușor, fără probleme cu basculanta, zic eu. Ia uitați, e, urcă și așa, n-are încotro oricum. Dar e bine, că e forțos roman oricum cât de cât. Pe frân, v-am spus, pe frân stă cel mai nasol. Pe frân stă cel mai nasol, că asta e, așa e construcția mașinii. Ce să-i faci? Că am văzut că plăcuțele sunt destul de noi, dar nu sunt bune frânele în general. Frânele de la basculantă nu sunt bune, ia uitați. Ia să băgăm acum în marșalier. O să-mi iau un pic de viteză din zona asta de pe aici. Ia să vedem. Hop. Băgăm acum în marșalier și... A, uitați, facem și o poză frumos, nu? Merge o poză de aici. Dar ia să-mi iau eu de aici viteză, cred că. Băi, băiatule, cum, unde te duci tu? Băgăm acum în marșalier și dă-i blan acum. Cred că putem urca cu Roma, nu? Ia, hai cu ea. Dă blană, hai. Ai, băi, urci. Nu urcă, mă. Fii atent că se lasă pe vale. Nu vrea deloc. Cred că o să trebuiască să urcăm cu fața.
Sau să-mi iau viteza mai mare, oare? Cred că o să-mi iau viteza mai mare, dacă nu. Op, frână. Ia să băgăm în marșalier iarăși și... Hai că așa nu mai opresc. Cum iau curba, așa o iau și dă-i blan. Ia, poate așa urcă mai tare, dar... Mă îndoiesc eu. N-ai șansă. Îi stric ambreiajul cu totul și nu vreau să îl stric. Așa că o să mă întorc. O să facem o altă șmecherie și o să mă bag cu fața. Poate cu fața vrea. Poate, nu știu ce să zic. Ia să vedem, frână. Eu o țin numai în frână acum, că ea nu vrea să... Altfel nu merge decât în frânată. Ia să-i dăm blan acum. Hai că cu fața poate urcăm, zic eu. Ia și dai, urcă, hai că poți. Hai că a urcat. Hai că până la urmă a urcat, deci își face treaba basculanta cât de cât. Trebuia să urc de prima dată cu fața, dar uite că n-am știut. Mă gândeam că cu spatele, bineînțeles, ca orice om, mă gândeam că urcă mai bine, dar uite că cu fața urca mai bine. Acum să punem, bineînțeles, piatra. Să o basculăm aici, hop. Și bam. Nu, mai în față, de fapt. Ia să o punem mai în față. Pe aici, prin zonă. Ia să vedem pe unde putem și noi să o basculăm, că... Nu, cred că o să o pun altundeva. O să o pun pe aici, prin partea asta la altă, dacă nu. Ia să o băgăm puțin mai în marșalier și... Atâta, bun. Așa, o lăsăm frumos aici pe toată, ne dăm jos. Ea se basculează aici, n-are treabă, are de basculat ceva, într-adevăr. Și da, uite că a urcat până la urmă Romanul. A urcat cum trebuie. Da, e destul de hop, stai să o dăm mai în față puțin, că n-are loc de pietroaie. Oricum vreau să fac un morman, nu vreau să mă întind un kilometru cu piatra asta, că oricum mai avem acolo un morman. O să le folosească, folosească constructorii la gard și la mai ce trebuie construit. Na, astăzi au sudat barele, mâine o să mai pună iarăși gard. O să mai pună mâine iarăși gard de asta pe care trebuie. Ia să-i dăm puțin mai în față, că văd că iar trebuie puțin mai în față dat. Aici o să se basculeze mult și bine, vă zic eu. Vă zic eu că aici o să se basculeze mult. Mereu la Romanul ăsta bascula mai greu. Nu știu de ce să vă zic sincer, dar bascula mai greu. Ia uitați. Cât mai are? Are. Are destul oricum. E bun că am urcat până la urmă. E bun că am urcat și am scăpat de o grijă. Da, cam așa. Asta-i treaba. Ia să-i dăm puțin mai în față. A, t-am zis că nu mă întind, dar uite că n-am cum să pun urma tot. Da, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Eu o să-mi basculez aici toată piatra asta pe care o mai am. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mult jupâni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.